Bine v-am găsit, prieteni, la De ce se întâmplă? Sunt Dan Ciocoiu. Începem sezonul de toamnă-iarnă al emisiunilor noastre după o binebinătată concediu, o binebinătată vacanță. Și țin să vă spun ceea ce probabil ați constatat. Cine a stat prin Făgăraș lunile acestea de vară nu s-a putut plictisi. S-au întâmplat multe lucruri și la noi. Dacă ar fi doar să luăm de la finele lunii iulie cu rezidența Bike Fest pe dealul Galațiului, apoi seriile de film din centrul orașului, trei seri culturale în inima țării și în inima Făgărașului, cu mai multe genuri de muzică. Clasicele zile ale Făgărașului de acum, cu amplasamentul, mi se pare mult mai potrivit acolo pe stadion, cu afluența de public pe care o știm și încheind luna august cu ceea ce vom discuta în această emisiune și numai despre aceasta, MedFest, ediția a doua, festivalul medieval organizat de Muzeul Valerii Tinerii al Țării Făgărașului în cinta cetății și în afara zidurilor cetății. Invitat în emisiunea noastră, absolut clar, vreau înainte de eveniment. N-am reușit să o facem din motive de concediu. O facem acum post-festum, dar nu e cu supărare. Doamna Elena Băjenaru, managerul Muzeului Valerii Tinerii în studio, bine ați venit în emisiune. Bună ziua și mulțumim de invitație. Am turuit destul. Încep și așa prin viu grabina, vă spun în emisiune, felicitări pentru festival, pentru ținuta festivalului, pentru tot ceea ce a însemnat. Cum spuneam, n-am văzut nicio stidență, niciun modernism. Am observat că acei cavaleri sau acele domnițe îmbrăcați ca în povești, până și ce beau, beau bere în halbe de ceramică sau în cupe de lemn. Un amănunt care, iată, dovedește grija cu care ați organizat acest festival. Acum puteți să priviți retrospectiv. Ați fost încântată de cum a ieșit? Da, într-adevăr, cea de-a doua ediție, noi credem că a fost poate mai bună decât prima ediție, normal, trebuie să creștem. Da, sigur. Au participat și mai multe ordine cavalerești față de prima ediție. La prima ediție trebuie să recunosc că am început cumva timid, pentru că acest festival medieval se adresează în primul rând, credem noi, comunității noastre. Am început timid pentru că nu am știut dacă acest gen de eveniment va avea foarte mare succes. A avut succes cu prima ediție, ne-a încurajat, în așa fel încât la cea de-a doua ediție am invitat un număr mai mare, 10 ordine cavalerești și cumva și o premieră am avut, arcașii făgărășenii, pentru prima dată. L-am organizat la finalul lunii august pentru că în rest lunile de vară erau ocupate, toate aceste ordine cavalerești merg la festivalurile medievale din țară, cele de la Suceava, de la Ardud, de la Mediaș, Sighișoara. Și singurul weekend care nu era ocupat, noi venind relativ târziu, doar de 2 ani, era ultimul weekend din luna august. A fost foarte bine, a ținut și vremea. Bine, da. A fost foarte bine, era după evenimentul nostru, a fost după zilele orașului. Exact. Și cumva, cum ați spus dumneavoastră, s-au completat foarte bine, în așa fel încât pe toată durata verii au fost evenimente în oraș, evenimente culturale interesante și credem că și de bună calitate. Sigur, fiecare a găsit după gustul lui, imposibil să nu fi găsit ceva să-i placă din toate acestea. Exact, da. Cum spuneați, aceste trupe merg în circuit prin mai multe festivaluri, inclusiv internaționale, cum au fost Cimpoierii în Transilvania, cum au fost Truverii, muzică de menestrel medievală. Mi-a plăcut că explicau fiecare piesă de unde era și ce, pentru că cântau și într-un temă foarte rapid și în limba veche, greu de recunoscut. De recunoscut. Și povesteau fiecare cântec despre ce este vorba, din diferite țări ale Europei. Cred că a plăcut mult acest lucru. Și spectaculos și vizual a fost. Într-adevăr, Cimpoierii cred că sunt la 5-a prezență la noi, pentru că au cântat și anul trecut, dar ei au mai fost invitați la evenimentele noastre. Sunt spectaculoși și sunt destul de cunoscuți. Poate e cea mai cunoscută, hai să zicem, formație de muzică medievală din țară. Participă la evenimente din afară. Ultima dată au fost în Nord. Da, au fost în Croația, au fost în Finlanda, Suedia, și povesteau. Și într-adevăr, fiecare melodie a fost explicată. Ei cântă aproape doar muzică medievală, muzică veche. Și pentru a înțelege și a face ușor de înțeles, ei explicau fiecare melodie pe care au cântat-o.
Au cântat frumos și truveri, într-adevăr au făcut spectacol și ei la fel. În general ne-am orientat spre muzica medievală pentru că a fost și festival medieval, dar am avut ca și anul trecut un festival, un concert de muzică clasică. Am avut și muzică folk cu Florin Da, Săsărman, muzica folk cu Florin da. Săsărman. Cumva a fost o muzică pentru toate gusturile, o muzică care s-a încadrat foarte bine acestui festival. Exact. Și cred eu că fiecare iubitor de muzică și-a găsit genul pe care îl Da. agrează Plus aici. acele frumoase domnișoare din Da. grupul nostru, care la un moment dat Da. dansau când cântau truverii, Da. iar a fost Da. un moment repetat Da. înainte, dar foarte, Foarte bine. foarte reușit. Da, așa este. Plus, cred că era partea cea mai așteptată. Foarte. S-a văzut după Da. afluența, după afluența de public, jocurile de foc în Da. prima seară și în a doua seară, foarte spectaculoase și te uitai cu teamă, nu Da. cumva să se ardă ei, să vină cumva ceva un Da. jar spre tine să deară, dar a fost Da. foarte bine. Dar... Ei fac treaba asta de atâția ani de zile și sunt convins că s-au pățit-o și acum Da. știu cum să procedeze. Acum recunosc că și pentru noi, organizatorii, am așteptat cu mult interes, dar în același timp și cu Și teamă. cum să nu se distrugă Da, să nu patru, se, da. da, odată și să nu se întâmple ceva Da, nedorit, da, da. deși și la prima ediție și la a doua am avut o bună colaborare și cu Jandarmeria Română, cu cei de aici din Făgăraș, ne-am organizat, dar întotdeauna rămâne această teamă să nu se întâmple ceva. Absolut. Dar cu experiență, cei puțin cei de la Paladini, de la Media și au făcut și anul trecut spectacolul, ei au experiență, știu cum până unde să împingă, să zicem, aceste jocuri cu foc. Și, într-adevăr, cred eu că au fost foarte reușite aceste spectacole, și mai ales acele fete de la Ardut, dar și fetele de la din a doua seară, de la Bistrița, iarăși au fost foarte spectaculoase. Aproape numai fete. Da, exact. Curajoase. Erau și Și băieți, băieți, dar dar mai, majoritatea erau fete, da, da. aproape numai fete. Plus că am observat, m-am și speriat că la un moment dat la o altă cu ceilalți oameni, în grupul unde erau turcii, ei efectiv încărcau acele Da. puști, acele pistoale medievale și Ștrăgeau. trăgeau, te și speriai, deci era efectul exact cum te zic, cum era de evul mediu când era o bătălie. Da, într-adevăr, la ordine, la taberele ordinelor au fost demonstrații de lupte. Au fost cumva demonstrații de meșteșuguri, au fost ateliere de creație. Ei au făcut și dansuri medievale, dar și farse. Au fost și câteva farse medievale. Așa încât cei care au venit să vadă acest festival s-au putut opri la fiecare din aceste ordine la tabere. Au tras într-adevăr și cu arcul, s-au tras și cu acele puși, și cu tunuri, pentru că a doua zi a fost o mică bătălie între ai noștri și turcii. Da. O mică. Mare așa. Ne-am luat revanșa, o mică demonstrație în curtea exterioară a cetății. Cred eu că a fost interesant și atractiv pentru toți cei care au trecut pragul. A fost un eveniment, îl apreciem noi și nu numai, de calitate. Să nu uităm de atelierele pentru copii, de Da, piesele pentru da. copii care au fost ca și de fiecare dată. Da. Spectacolele pentru copii au fost sâmbătă de dimineață, dar și duminică de dimineață. Spectacolele de duminică au fost realizate unele ordine cavalerești, au fost instructive, au fost educative, cele de duminică și cele de sâmbătă. Copiii au venit și au văzut spectacole interesante ale teatrului din Brașov, Albinuțele. Da. Oricum, pe această cale le mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre de a participa la acest eveniment. Inclusiv ordinele prezente au apreciat că Făgărașul, Medfestul nostru, a fost unul din cele mai bine organizate festivaluri, începând de la organizare, de la dispunerea taberelor. Trebuie să recunoaștem că și cetatea noastră este destul de... Era următor, Da. da, și într-adevăr, citeam acum că a fost în weekendul trecut drumul cavalerilor la Da. Marienburg, la La Feldioara, Felioară. sau vedem Râșnovu ce amploare a Da. luat, al căror cetăți și Rupea nu se compară sub nicio Corect. formă cu ce are cu cetatea Da. Făgărașului și încă o notă foarte bună la modul cum arată zidurile interioare.
anterioare. Este, da, este absolut fabulos, da, care știm cum erau și cum arată acum. Am observat iar niște surprize pe care nu știu dacă sunt un caracter permanent sau au fost doar acum, acele mici spații de vizitat din ziduri, pe care nu le știam. Da. Cele din multe erau replici, da, sau erau originalele? Erau replici, erau, da, replici. Are unor blazoane, da, unor tunuri de luptă. Da, da, foarte drăguț. Într-adevăr, lucru, acele spații de care dumneavoastră spuneți pe zidurile exterioare au fost spații care le-am deschis recent, în urma lucrărilor de restaurare, uh-huh, în bastionul Sabo, este bastionul dinspre catedrală. Uh-huh. Acolo este un spațiu dedicat gărzii cetății pe care noi vrem, schimbarea de gardă, vrem să o reluăm în timpul imediat următor. Acolo avem, a fost cazemată și în acele două încăperi am organizat două expoziții care vor rămâne de fapt permanente. Este o donație a unui fost colonel din zona Făgărașului care a creat acele mici machete după originale și ceea ce este și mai interesant și face expoziția și mai interesantă sunt tocmai acele explicații care însoțesc aceste mici machete. După tunuri, sunt după tot felul de instrumente de luptă, la o scară de 1 la 20, 1 la 30 și fiecare din acel tun, dacă cineva are răbdare să citească toate explicațiile, spune în ce bătălie a fost folosit. De exemplu, fie la Revoluția de la 48, de 1848, 49, fie un tun folosit de Ștefan cel Mare într-una dintre bătălii. Expozițiile sunt deschise de o lună de zile în acele bastioane, iar în cealaltă încăpere avem simboluri de breaslă și câteva steme ale orașelor și din România, așa cum au fost ele aprobate de Comisia de Genealogie Heraldică din România în perioada interbelică. Da, foarte bine. Da, sunt foarte bine făcute și noi mulțumim familiei că a donat aceste piese muzeului. Și foarte important, nu e absolut deloc de râs, și toalete. E un lucru foarte, foarte important. Da, mai ales când ai vizitatori mulți și poate să fie o problemă. Foarte bine și acest lucru. Da, să știți că, într-adevăr, avem o deschisă toaletă în zona aceea, în zonele, în spațiile nou restaurate. În primul rând, nu aveam o toaletă pentru persoanele cu dizabilități, se impunea. Da. Sunt și acelea deschise recent. De altfel, să știți că, în general, sunt cam toaletele prima oprire a turiștilor noștri. Da. Acolo este. Da. Și tot de acum, de fapt, cam cu două săptămâni înainte de festivalul nostru, am deschis drumul de strajă, se poate vizita și pe zidurile de apărare, este fostul drum de strajă al cetății și bastioanele, rezultate tot în urma restaurării. Un semn de întrebare, sper să nu mă fac de râs, nu s-a reușit ridicarea podului de la intrarea în cetate, nu? Ca nu, și aflat. Dacă... Nu, încă deocamdată oficial. Ați vrut probabil cu ocazia acestui eveniment. Dar încă nu a fost încheiat nu a fost finalizat proiectul de restaurare, trebuia mici detalii, dar dorința noastră ar fi fost să-l putem ridica, dar cu siguranță și când vom începe să-l ridicăm, va fi spectaculos în cadrul unui eveniment pe care îl gândim cu garda cetății. Perfect. Cei care ați urmărit până acum și n-ați fost, ați văzut cam ce ați pierdut, nu-i timpul pierdut, și la anul va fi, să fim sănătoși și să putem să creștem acest festival, să ajungă de notorietatea Sighișoarei, că bine ar fi. Ce am vrut să vă mai întreb, la capitolul, indiferent, deoparte de MedFest, cum stați la capitolul vizitatori pe anul acesta și aici, cu mica asterisc, a influențat faptul că sunt lucrări în zona centrală, faptul că, de exemplu, autocarele nu mai pot parca acolo? Cum? S-a văzut treaba asta sau nu? Aș face doar o mică paranteză. Am uitat să spun că în cadrul acestui, poate nu neapărat legătură cu festivalul medieval, am avut de vernisat în expoziție extrem de interesante. Era și altă întrebare specifică. Atunci cu lăsăm pentru atunci. Exact, pentru expozițiile care au mai fost. Dar spuneți acum, cu expozițiile care au mai fost sau sunt găzduite chiar și în acest moment în cetat. Vernisajul acelei expoziții am făcut chiar sâmbătă. O expoziție poate organizată în jurul unei singure piese. Este vorba de La Dăbrezile Tăbăcarilor Făgărășeni. Piesă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și care este unicat în patrimoniul României pentru că are capacul din interior pictat cu sfatul șefilor de breaslă făgărășeni, ai tăbăcarilor făgărășeni și care din
nu știu dacă, din păcate, nu se află în patrimoniul nostru, ci se află în patrimoniul Muzeului Municipiului București. Am înțeles că a fost făcut cadou de bengalerenie tabăcarului Nicolae Iorga. Lui Nicolae Iorga, într-una din vizitele pe care el le face în perioada interbelică, tăbăcarii făgărășenii donează această ladă. Este a doua ladă de breaslă pe care o a avut-o această breaslă a tăbăcarilor făgărășeni, care a influențat destul de mult viața economică a orașului. Prima ladă era cea din 1643, când a fost creată, a doua aceasta, care este la Muzeul Municipiului București, și a treia se găsește în patrimoniul nostru, este de la 1846. Spun pentru că ne-am dorit foarte mult ca această piesă să ajungă și să fie văzută de către comunitate, pentru că este, încă o dată, este unicat în patrimoniul transilvanian și noi ar trebui să fim mândri de lucrul acesta, chiar dacă nu ne mai aparține nouă și se află la Muzeul Municipiului București. Și mai fac o mențiune, tot din această expoziție va face parte și prima tablă de convocare a tăbăcarilor făgărășeni de la 1643, care și aceasta se află în patrimoniul altui muzeu, la Muzeul Național de Istorie a României, și care în această săptămână va fi adusă și va face parte din această expoziție. Expoziția este organizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, cu Muzeul Național de Istorie a României, dar și cu Primăria Comunei Beclean. Mulțumim domnului primar pentru sprijin, a fost o colaborare fructuoasă, credem noi, și expoziția trebuie văzută, considerăm, de către toți cei care... Istoria noastră, țării Făgărașului, dacă asta poate nu mai spune mare lucru, dar avem o stradă tăbăcari care a rămas și avem starea pălărierilor, avem... Deci de la Bresle se știe, avem, iată, din acest an și un monument dedicat tăbăcarilor făgărășeni. Este istoria noastră și este bine de știut că înainte să se ajungă la nivel industrial, au fost niște oameni care se ocupau și făceau adevărate cu aceste piese. Trebuie să fac o completare referitoare la ce a însemnat breasla tăbăcarilor într-un proces pe care îl are breasla noastră din Făgăraș cu cei din, cu tăbăcarii din Sibiu. Proces care a durat foarte mult timp, dar în cele din urmă este recunoscut faptul că pielea tăbăcită de tăbăcarii făgărășeni era cu mult mai bună decât cei făcuți din Sibiu. Așa că, încă o dată, a fost un meșteșug care a avut o contribuție importantă la dezvoltarea nu numai a orașului nostru, ci și a zonei. Da. Și revenind la întrebarea inițială... Și aici, cu precizare, că vreau să spun chestia asta, că pe lângă Saș și Unguri au avut și românii meseriașii lor. Da, breslele lor, pentru că orașele mari așa erau aproape acaparate de acele bresle ale sașilor și unghiului, erau și românii pe acolo. Da, vă rog, cu vizitatorii. Cu vizitatorii, dar să știți că dacă e să ne luăm comparativ cu anul trecut, noi deja am, mă refer doar la veniturile proprii, noi am depășit veniturile proprii, veniturile realizate anul trecut, noi deja le-am depășit de două săptămâni, asta înseamnă, nu am o statistică la zi, dar atunci asta înseamnă că am depășit numărul de vizitatori de anul trecut și nu cred că a influențat cumva lucrările care au loc în jurul cetății, pentru că eu cred că dacă cineva a dorit să vadă cetatea venind de la sute de kilometri. Absolut, nu-l împiedică locul în care unde să parcheze mai aici. Da, locul de parcare. Găsește un loc de parcare și, într-adevăr, poate la început, la începutul lucrărilor a fost puțin mai dificil cu autocarele, dar treptat fiecare și-a găsit loc de parcare. Vă dau o estimare a numărului de turiști în august, pe zi, pe weekend aveam... Am avut și 1.000-1.200 de turiști sâmbătă-duminica, iar în cursul săptămânii între 600-700 de turiști pe zi. Mă refer doar la luna august, când lună care este de fapt maximum de la noi. Încă o dată sublinez faptul... Deci de acum încolo mergeți mai pe câștig, mergeți pe plus. Da, încă o dată specific faptul că cine a vrut să vadă cetatea a văzut-o și eu cred că n-aș putea să spun sigur în procente, dar eu zic că, încă o dată, judecând doar după numărul de turiști care au intrat în cetate.
într-o discuție pe care am avut-o cu colegele mele care sunt la casa de bilete, spuneau că s-au întors foarte puțin dintre cei care au ajuns până la cetate, pentru că încă o dată cetatea este destul de atractivă la momentul acesta. Cele două poduri sunt elementul, zic eu, esențial care atrage. Da. Dar cetatea în sine, în urma restaurării, cetatea a crescut, a adus un plus valoare restaurarea și nu numai în exterior, în ceea ce se vede, ci și în interior. Și foarte important, nu e chicioasă. Că da, avem niște exemple nefericite. Vreau să vă întreb legat de restaurare, care, dacă mai știți cumva, sau întrebare pe domnul primar, care mai este situația cu partea din partea de intrare a cetății, care mai trebuie refăcută și probabil și în interior. Da. Nu asta să-mi spuneți, dacă știți cumva. Ce pot să vă spun este că noi, de exemplu, cu ceva vreme în urmă am făcut recomandări privind destinația încăperilor care vor fi intra în proiectul de restaurare. Se va depune un nou proiect de restaurare pentru acele spații, pentru corpul de gardă, partea de est, intrarea, dar să știți că mai sunt și spații care nu au fost restaurate. Turnul Temniței a fost prima dată restaurat doar în anii 70 și așa a rămas cum a fost atunci. Mai sunt de restaurat două încăperi de pe latura de vest care iarăși n-au fost restaurate. Noi am sugerat să se restaureze inclusiv zona noastră de depozite, să mutăm depozitele în spațiile pe care dumneavoastră le-ați pus în spate. Deci ar mai fi de restaurat, inclusiv crama ar trebui să va intra în proiectul de restaurare, pe care la momentul acesta, din câte știu eu, se ocupă specialiștii de la proiecte din primărie. Foarte bine, ar fi că să vedem gata toată frumos așa, pentru că exact partea de intrare acum este cea care nu e, dar este un work in progress, cum zic englezii. Suntem în ultima parte a anului, ultimele 4 luni ale anului și știu, sunt convins că aveți o agendă, știți cam ce se va mai petrece până la sfârșitul anului, expoziții itinerante sau alte programe. Aș vrea să-mi spuneți acum pe final de emisiune câteva dintre ele. Da, chiar în această săptămână avem sesiunea noastră anuală de comunicări de miercuri, joi și vineri. Sesiunea la care participă peste 50 de specialiști din muzee, din institute de cercetare din țară, din universități și din afară. Această sesiune o organizăm începând cu anul 2012 în fiecare an. De fapt, noi aici venim pe de o parte să ne prezentăm rezultatele muncii de cercetare pe care noi desfășurăm în muzee, dar pe de altă parte venim și cu, aș spune eu, cu un marketing. Ne promovăm printre specialiști pentru că ei sunt specialiști și aceștia pot să-ți formeze ție, să-ți transmită mai departe o imagine pe care ei o văd aici. Sunt autorități în domeniu și pot să vorba lor contează greu, absolut. Da. Sigur. Iar pentru că anul acesta muzeul împlinește 100 de ani, la 4 noiembrie, mulțumim, în 4 noiembrie 1923, Valer Literat vine cu propunerea de a se întemeia un muzeu etnografic al țării Oltului, iar pe 4 noiembrie ne-am propus să avem un simpozion și să scoatem un catalog 100 de ani, 100 de piese, cu cele mai reprezentative piese pe care le deține muzeul nostru, le are în patrimoniul muzeului nostru. Credem noi că acum suntem printre cele mai vechi muzee din țară, avem totuși 100 de ani și munca lui Valer Literat, în primul rând, lui trebuie să-i fim recunoscători, pentru că el este cel care s-a îngrijit de patrimoniul muzeului în anii 30, în timpul celui de-al doilea război mondial și imediat de după. Și cumva, oricum meritele au fost recunoscute, este cetățean, chiar dacă post-mortem, orașul nostru și muzeul nostru se numește Valer Literat. Poate niciodată nu-i vom mulțumi de ajuns, pentru că este cel care a creat acest muzeu al zonei, al țării Oltului. Și acest eveniment îl vom organiza, așa cum am spus, pe 4 noiembrie, când ne gândim să permitem și accesul tuturor gratuit, al tuturor celor care doresc să ne viziteze, să ne treacă pragul. Vom mai face o expoziție începând cu 15 septembrie, dedicată celui mai
aș spune eu, cel mai renumit iconar pe care l-a avut Transilvania și care este, a fost din Făgărașul Ampop. Vom organiza o expoziție retrospectivă în colaborare cu un artist, Raluca Jucovan. Vom face cumva o prezentare a ceea ce a însemnat opera lui, dar și modelele pe care le urmează iconarii, modelele după icoanele lui. De asemenea, la finalul anului vrem să scoatem anuarul muzeului în care vor fi publicate aceste lucrări de la sesiunea de comunicări. Și firește, vom mai avea o expoziție temporară pe care o organizăm în colaborare cu Proboholz, cu Asociația Proboholz, o expoziție de pictură. În spațiile nou create din spate, de pe latura de vest, s-au creat spații pe care noi vrem să le folosim ca spații expoziționare, și dar și ateliere de creație cu copii. Când va începe școala, vom începe și acest atelier de creație. Doamna Băjenară, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și deja știu când va fi prezentată această întâlnire, la centenar, la început de noiembrie ne vom întâlni aici și vom dedica o emisiune acestui și o evoluție istorice a Muzeului Țării Făgăraș. Vă mulțumesc mult și mulțumesc, vă urez succes, să meargă, vă meargă bine cum a mers și până acum. Mulțumesc încă o dată și adresăm invitația tuturor făgărașenilor să vină să vadă Muzeul Cetatea, în primul rând. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc. Aceasta a fost emisiunea noastră, sunt Dan Ciocuiu, la bună vedere!